Să nu uitați exemplul lor, care, prin jertfa lor, ne-a îmbărbătat pe noi cei mai în vârstă, pe care frica timp de 24 de ani ne-a legat de mâini și de picioare și ne-a închis gurile. Consider că cei care conduc acum destinele țării au datoria să ordone funeralii naționale și să ia măsuri pentru cinstirea memoriei lor. În euforia acestui moment să nu ne uităm morții. Români, cer pedepsirea exemplară a celor vinovați și să fie declarați criminali de țară. Rog ca cei de la spitalul de urgență să iau urgent măsuri necesare pentru a ne putea îngriji morții. În prezent aceștia zac pe culoarele morgii, așteptând procuratura pentru a le da aviz de îmbălsămare și introducerea în camere frigorifice. Vă mulțumesc! Condoleanțe acestui părinte. Trăim cu toții durerea lui, care este și durerea noastră, a tuturor oamenilor cinstiți din această țară. Așa merită eroii noștri doliu național, funeralii naționale. Poftiți, vă rog. Către toți studenții și cadrele didactice, către toți tinerii iubitei noastre românii, mulțumim tuturor celor care în clipe decisive pentru viitorul țării noastre au fost alături de întregul popor cu fapta și cu gândurile celor care s-au jertfit. Pentru măreția acestei clipe le aducem profundul nostru omagiu și veșnică memorie. Vă mulțumim, tineri ai țării, adevărați tineri ai țării, viitorul nostru, încrederea noastră în ziua de mâine.